un pic de mujdei de usturoi, un pic de ulei de măsline, simplu și gustos. Deci am pregătit întâi garnitura de legume, simplu, pentru că legumele se înmoaie și sunt foarte gustoase. Carnea, în schimb, dacă se răcește, începe să se întărească. Așa că o să continuăm cu friptura. Îmi place să o manevrez cu mâna, să o simt cum se așează greta. Dau drumul la foc. Foc mediu. O chestie foarte importantă este să știi cum să reglezi focul, astfel încât nici să nu o arzi pe grătar, nici să rămână crudă, să lâncezească pe acolo. Important este să reglezi focul în așa fel încât să fie și gătită și pregătită pentru un tors. Ea începe să se dezlipească când este gătită. Important este... Uite ce frumos! Important este să cauți să pătrunzi între vărcile astea două ale grătarului. Să nu vezi dungi negre pe aici, că dacă ai văzut dungi negre, înseamnă că clar că flacăra este prea mare. Dacă lâncezește și se creează o culoare uniformă, este prea mică. E simplu. Ai două repere. Astea sunt cele două repere. Uite ce frumos se întoarce. Uite ce frumos se întoarce. Lăsați bucătărașii ăia de la televiziune, că sunt praf, vă spun eu, sunt praf. Nu sunt eu marele expert, dar măcar am o logică în ceea ce vă spun. În momentul în care începe să sară în toată bucătăria, înseamnă că este multă grăsime sau apă în carne. Trebuie să o scoateți cu un șervețel să fie absorbită apa de pe grătar. Și nu mai sare nimic. Mie nu mi-e frică de foc, uite cum umblu pe lângă grătar. Și gata, nu mai sare nimic. Mergem înainte. Uite. Iese grăsime din carne. Iese o tamponez frumos. Și mie îmi place să văd un haroiaj. Să văd pătrățel. E, și în momentul ăla am lungile grătarului așa. Bun. Deci o întorc așa. Nouăzeci de grade. Uite-le. O așez la 90 de grade. Se dezlipește foarte frumos.
absorb grăsimea. Nu o lasă sară pe toți pereții. Absorb grăsimea care iese din carne să se scurgă. Asta nu mă ajută cu nimic. Dacă se scurge pe grătar și tropește pereții. Urmează să întorc carnea. Mă uit. Dungile de pe grătar. Vreau să le fac așa. Astea sunt așa. Astea au ieșit. Okay. Astea sunt așa. Încerc să am o suprafață uniformă. Deci, practic, ce mă interesează pe mine este să sigilez suprafața exterioară a bucății de carne, astfel încât să aibă o crustă crocantă ca o pâine. Exact ca o pâine, dar în mijloc să rămână moale și zemoasă. Uite. Uite ce frumos arată, ca la un restaurant de 5 stele. Poftim. Și o să apăs pe ea, în niciun caz să nu o înțepați, că nu o puneți pe grătar, să nu o înțepați, să îi se scurgă sucul. Nu e o pincă, nu e arsă, nu e... E perfectă. Arată frumos. Se vede că e moale în mijloc. E o friptură cum trebuie să fie.